Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod din 18 roți de oțel pe Dark Metal. De această dată voi transporta lapte din El Paso către Washington DC. Foarte nașpa. Pot spune. Așa. Oho, avem ceva de mers. Nu e nicio problemă că ne apropiem de 100.000 și atunci începem din ce în ce să fie mai cât mai lungi cursele, să fie mai frumos. Dar peste 50 la oră nu depășește, mă aștept. Băi, asta e să mă uit eu la opțiuni, mă. Brightness Games. Game, ia. New Distance, Auto Whippers, Auto Signal, Radio Citer, Cargo. E bine. Dar nu înțeleg ce... stai bă că îmi dă destea proastă. Da. Acum am intrat iar în oraș, în albechiul ăla. Albui bebeque. Te și bâlbâi neba. Vom frâne la 50 de kilometri. Tăticu, clipa din fața mea. Mai pune și frână, băgaie. Mamă, ca prin. Urechile acolo i-am trecut.
Am început să filmez și seria de Wrestling 2011. Deja câteva episoade sunt urcate și la YouTube, dar de acolo postate pe privat până mai adun câteva episoade. Termin ce am de eu de filmat. Trebuie motociclist, băi, tată. La următorul peco să alimentez ca să fiu sigur. Ăla nici poliție nu mai am. Am scos-o din greșeală, lui fi scos-o, nu cred. De când am zis că mă uit în configurație, nu mai m-am uitat. Băgați viteză, dacă eu nu pot, măcar voi. Bă, dar cineva prea multe motociclete, bă. Mă culcați-vă. Am ceva de mers. Oare să merg cu motorina care o am până la cap? Are ce să mă risc eu? Când pot să fiu liniștit. Ciudată chestia, n-am fi. Mi-a apar roțile cu roșu, probabil că din cauza aia, mă, nu prind eu viteza cine știe ce. Așa mi le dă jocul acum. Am înțeles. Mi se face somn, bă. Bine, și ora e târzie când filmez. Mie mai mult îmi place noaptea să filmez. Că e mai liniște. Nu deranjează nimeni. Am ajuns. Hai că încet, încet ajungem și la destinație.
mișto de la compania asta, Army. Ceafă albastru, mai închis așa de jos. Să transport, un mic de valoare mare aici. Oprește toată la semafor dacă poți. E bine că s-a făcut și verde. Sper să nu semnalizez. Ia uite. Ce noroc am avut. Acum norocul nu... A, da. Nu mai bine. Mai e ceva de mers. S-ar putea să-l fac în 2 episoade clipul ăsta. Și mai mult ca sigur. A? Ba, nu, că mai e puțin. Puțin tel de tot. Trebuie să am o frână pe coasta asta. Frâna a pus, uite. Au, te domne, transport de mașini. Dacă mă pune să merg de înainte, nu o fac. Merg, o iau la dreapta imediat. Știu de ce. E tot cam... Ba, uite că e deștept și ăsta. Odată GPS-ul gândește ca mine. Nu mai stau, frate, să semnalizez. Ba, uite că se mai dăzi și se mai uitat. Aha. Nu merge să stea cu frână aici. Și cu aia de motor, nimic. N-am ce fac. Bă, da, avioanelele acasă plimbă mereu, mă. Chiar mi-ar place să primești-o de la cineva care are vreo licență pe undeva așa de un Eurotransformator 2 să pot să joc și online. Chiar mi-ar place la nebunie să joc, dar nu am, nu dețin momentan bani.
și cam scump pentru bugetul momentan. Dar ce să oculesc eu atât? Uite și ce mă pun. Nu iau mai bine așa cum vreau eu. Dracu lovi cisterna. Păi tu mă vrei să oculesc atât? Bă, nebune, bă. Băi, GPS-ule, bă, lua jana. Adică să mă urc un pic până mai acolo, după aia să cobor. Așa nu ține pe aici drept. Nu e aceeași chestie. Te gândești mai mult. Bine, când ajung la 100.000, pot să-mi aleg și eu ce marfă vreau eu, aproximativ orice marfă vreau eu să o transport, nu țin de ei, țin de joc automat. Ține drept, ține drept. Uite, nu a ajuns tot aici. Dar ce să mai oculesc eu atât? Dar ce, eu nu știu, de ce mai mă pune. Fă-te verde, așa, frate. Bine că te-ai făcut verde. Fă-te verde, așa, bă. Ce mă ascultă, bă, semafoarele astea. S-am ajuns la final. La final de cursă, bineînțeles, nu altceva.